Salutare națiune! L-am băgat în valiză și pe 2021 cu bune și mai ales cu rele. Dar acum nu este momentul să ne văicărim, ci este o perioadă festivă, așa cum se aude. Stai că face cam multă gălăgie asta. Bun. Așadar, purced la cele mai șmechere filme pe care eu le-am văzut în acest an. Ca un mic artificiu, am făcut o învârteală și am luat în calcul data de lansare, acolo unde a fost cazul, în SUA, deci vor fi și câteva filme care apar pe IMDB cu anul 2020 la purtător, dar lansate efectiv în epicentrul cinematografiei în 2021. Mă rog, cât o mai fi și SUA, miezul din dodoașă în ceea ce privește filmele. Așadar, fără alte lălăieli, să dau drumul topului așa cum se cuvine, cu câteva mențiuni. Locul 15. Passion Lessons. Filmul este o dramă despre al doilea război mondial, dar una pot spune atipică. Este un film altfel despre acest război, fără acțiune bombastică, fără acte de o cruzime ieșită din comun, se concentrează pe individualitate, războiul este doar în fundal, avem parte de o confruntare la nivel intelectual între exponenții celor două tabere, asupritorul cu o ideologie strâmbăfită în cerebel și asupritul care nu are altă variantă decât aceea de a recurge la orice măsură necesară pentru a supraviețui. Locul 14. Stuck Together. Filmul este o comedie franțuzească și la prima vedere pare de prost gust, deoarece nu prea este în regulă să faci mișto de o pandemie în vigoare, care continuă să ucidă oameni. Dar scenariul nu ia în derâdere fenomenul în sine, ci beștelește mentalitățile oamenilor, ia în bâză atât antivacciniștii jet by jet, cu dume legate de Bill Gates, chipuri, 5G, dar nu scapă nici ipohondrii exagerați care nu mai ies din apartament decât în costum de cosmonaut și cu un miliard de precauții multe inutile. De aceea filmul nu este părtinitor, nu ține cu niciun beligerant. Cine merge să fie miștocărit își va lua porția aferentă de caterincă. Locul 13. Sherbrooke. Am avut un film rusesc, un film franțuzesc, acum unul din Coreea de Sud. Sherbrooke este un film SF de acțiune care conține și o doză considerabilă de spiritualitate, reușind să împace oarecum cele două tabere care, de regulă, nu se înghit când vine vorba de gusturi în filme. Oferă câteva momente impresionante de acțiune incendiară, echidistant împrăștiate de-a lungul celor două ore de film și te face să și conștientizezi asupra propriei mortalități care, culmea, este chiar cea care dă sens vieții efemere. Ridică la film întrebarea, al cărui răspunsul caută omenirea de când s-a prins căpuța nu-i pentru desenat în țărână și anume care e sensul vieții. Culmea, Sherbrooke încearcă să ofere și un răspuns. Satisfăcător sau nu, asta decide fiecare. Locul 12. Infinitum. Subject Unknown. Este un mindfuck movie făcut pe buget de o acadea. Este un vis în vis, în coșmar, în realitate, în visul coșmarului din paraversul realității pe care o visezi. Ați priceput zero parat? Bun. Asta este și ideea filmului. Are o premisă extrem de ambițioasă care îți uzează la maximum rotițele cerebrale și, cel puțin în cazul meu, necesită în mod clar o revizionare pentru că, și sunt sincer, n-am pătruns prea adânc în misterul povestii ce mi se desfășura în fața ochilor. Sau poate am priceput-o în subconștient, dar creierul refuză să-mi aducă rezultatul în conștient de frică să nu explodeze. Locul 11. Blood Red Sky. Acum trecem la un film nemțesc. Dacă n-ați văzut trailerul, vă recomand cu toată inima să îl săriți. Ideea filmului este simplă, nu este nimic nemaivăzut, că doar filme cu avioane deturnate au fost o grămadă, dar încă n-ați văzut unul ca Blood Red Sky, în care violența este una exagerată, dar deloc fantezistă. Teroriștii având mult de furcă în a menține tirania asupra avionului. Se lasă cu mult sânge și cu multe victime, iar Blood Red Sky nu face rabat de la consumul exagerat de suc de tomate și își merită pe deplin titlul. Și gata cu mențiunile. Asta fiind zis, să dau drumul topului cu locul 10. Meandre, un alt film franțuzesc, de data asta unul misterios care duce cripticul la un nivel stratosferic. Nu spune absolut nimic despre poveste, dar absolut nimic. Te lasă pe tine, spectator, să-ți zdrunci în celule nervoase pentru a găsi o explicație pentru ceea ce se petrece în film. Și asta a fost ceva proaspăt pentru mine, după atâtea și atâtea producții în care o voce din neant ținea neapărat să-mi spună că Geta mănâncă o portocală, asta în timp ce eu o vedeam pe Geta mâncând respectiva portocală. Nu intru mai adânc în amănunte pentru că Meandre
Este un film care își schimbă în permanență genul. Dacă la început pare un horror banal, încetul cu încetul se duce spre un SF intrigant, ca spre final să devină de-a dreptul bizar, cu un vizual ce duce mai mult spre David Cronenberg. Locul 9. The Trip. Ăsta este un film norvegian. Un deliciu comic, unul incredibil de negru, dar și un festival sângeros ce nu este potrivit pentru cei care leșină la vederea unui ac steril de seringă aflat încă în ambalaj. Sarmațe în toate direcțiile și eu mă țineam cu mâinile de burtă pentru că nu mai puteam de râs. Atât de mișto este încropit acest film, roșește în același timp să te oripileze prin macabrul confruntărilor sângeroase, dar să te și isterizeze de râs pentru că toate personajele sunt așa croite încât să n-ai un IQ prea isteț, dar unul suficient de sustenabil pentru a le permite să comită fel și fel de atrocități brutale. Ce să mai, filmul este o distracție pe cinste. Locul 8. Coda. Are toate ingredientele unui film excelent de familie care îți aduce o rată de bucurie în suflet și te face să uiți de gunoiul cotidian pe care unele producții țin neapărat să ți-l verse cu tomberonul prin ecran și să țină tot felul de prelege care te fac orice, numai să nu te simți bine urmărind un film. Ok, sunt de acord, este clișeic pentru că nu se abate de la rețeta de succes, dar să bubăi decibeli în cerebel dacă nu m-a făcut praf și pulbere acest Coda, atât la nivel paliativ, parcă vindecându-mi inima hâtră, dar și pe palierul umoristic pentru că m-a făcut să râd în hohete. Este și cu muzică, este și cu surzi, ia o pasta și mestec-o bine. Locul 7. Riders of Justice. Nici nu știu cum să descriu mai bine acest film, pentru că este plin cu de toate, dar premisa de bază se ia la trântă cu durerea pierderii cuiva drag. Combină toate genurile principale ale cinematografiei într-un melanj foarte reușit, drama este cea care predomină, dar sunt întrețesute între momentele dramatice și destule secvențe de acțiune feroce și scene de comedie neagră, iar scenariul este unul foarte bun pentru că reușește cu mare succes să construiască niște personaje problematice cu multe, dar multe hibe, dar de care te atașezi imediat și aderi pe de-a întregul la cauza lor justițiară. Iar evoluția poveștii este de așa natură încât pe la jumătatea filmului m-a apucat o frică teribilă să-l mai urmăresc, anticipând neașteptatul pentru că orice devine posibil în Riders of Justice. Locul 6. Free Guy. Poate cel mai distractiv film al anului, Free Guy reușește să redea cu minuțiozitate atmosfera unui joc de acest gen și am rămas uimit de cât de bine a surprins scenariul, mentalitatea jucătorilor, ticurile și tacticile aplicate. Filmul este hiperactiv, este un haos mirobolant, practic nu ai timp nici măcar să-ți reîncarci sticla cu bere, că trebuie să se petreacă niți ca ai nebunii pe ecran. Și are cu siguranță cel mai mișto moment din tot anul și aș putea spune chiar unul dintre cele mai neașteptate și de impact cine din anii recenți, rivalizează chiar cu On Your Left din Endgame sau cu noul lui Caesar din Rise of the Planet of the Apes. Dacă ești pus la punct cu respectivele trimiteri, n-ai cum să nu iei razna de bucurie. Locul 5. Last Night in Soho. Scenariul lui Edgar Wright este atât de diversificat încât avem practic două filme într-unul. Prima parte este una jovială, fastuoasă, elegantă, cu tranziții excelente între Londra prezentă, mohorâtă, în nuanțe bolnăvicioase și cea a anilor 60, plină de neoane incandescente, de glamour și de cabareturi, totul fiind pictat în culori vibrante, vii, cu muzică mișto de tot. Partea secundă însă o ia razna și intră într-o zonă total diferită, un fel de horror psihedelic care te face să te crucești de cât de antagonistă este nebunea psiho din jumătatea a doua față de distracția zurilei de la început. Din punct de vedere tehnic, Edgar Wright nu dezamăgește. Filmele lui au un anumit stil zglobiu, cu scene care ies în evidență prin încadrarea lor, prin coloristica aleasă deloc întâmplătoare și mai ales prin muzica de excepție, lucru pentru care regizorul este și recunoscut. Întrerup programul obișnuit pentru un anunț special. Deja am apucat să trag acest top înainte să văd Don't Look Up, așa că mă văd nevoi să fac loc și îl pun pe 5 lângă Last Night in Soho. Deja am făcut vorbire recent despre acest film, o parodie extrem de acidă cu privire la starea societății actuale, care ia în derâdere înzeflemea orice pericol, făcând mișto de belele, că așa este omul construit, să facă haz de necaz până când îi se înfundă. Înlocuiți amenințarea cometei din film cu orice alt pericol grav, și Don't Look Up rămâne același pentru că prezintă rasa umană aflată la cel mai de jos nivel al inteligenței globale, o specie interesată de cele mai superficiale scoase din fosa septică subiecte posibile.
care trece cu vederea peste date științifice, clare, concrete, irefutabile, betonate de argumente solide și preferă să creadă toți tâmpiții semi-analfabeți de mare notorietate, o societate care preferă să fie îndobitocită de puzderea de platforme social media pline la refuz de influenceri în orice domeniu, dar care abia sunt în stare să se șteargă la fund folosindu-se de tutoriale video și care au absolvit 4 clase în 6 ani. Locul 4. The Soul. Nu putea lipsi China din această listă. Filmul are o poveste de-a dreptul fenomenală și cele peste 2 ore trec într-un zbor razant pentru că, deși ritmul este lent, tot ce vedem pe ecran are la un moment dat relevanța sa în rezolvarea misterului. The Soul este un thriller în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu slăbește deloc cureaua misterului și abia am putut răsufla, atât de pătruns am fost de taina care înconjoară moartea unui anume personaj, iar creierul învăcea tore suplimentare dându-se peste cap în încercarea de a rezolva enigma de nepătruns. Orice idee, oricât de nebunească, pare pertinentă în contextul filmului, de la răspunsul cel mai la îndemână, până la vrăși, fantome, bântuiri și explicații SF, The Soul te perpelește pe toate părțile și te pune pe multe căi greșite. Locul 3. A Quiet Place 2. Filmul se diferențiază foarte mult de prima parte. Aici nu este atât de multă liniște non-verbală, pentru că dialogul este mai extins. Se vorbește destul de mult în momente bine alese, fapt cu care ar trebui să mă obișnuiesc, pentru că eu eram învățat cu nivelul decibelilor dat la minimum. Filmul se transformă într-un survival horror în care acțiunea calcă pedala de accelerație și se scot la înaintare toate armele în lupta cu specimenele hâde sensibile la vocalize. Ce să mai, A Quiet Place, partea a doua, este un film excelent, o continuare demnă de laudă, căreia însă lipsește dramatismul primului film care a fost cu adevărat devastator, cel de față neavând momente din astea capabile de a te lăsa cu cicatrici psihice. Ca idee, A Quiet Place, originalul, a fost filmul meu preferat al anului 2018. Locul 2. Dune Part 1. Nu putea lipsi Dune din acest top, ce să mai. Filmul arată absolut demențial. Epitetul epic este decăzut din drepturi pentru că nu face cinste imaginii colosale care ne întâmpină în film. Trebuie inventat un cuvânt nu pentru a caracteriza grandoarea imaginii, atât de impunător arată filmul, încât aproape plângeam de bucurie văzând cadrele largi, mai mult decât panoramice, cu planeta Arrakis. N-are foarte multă acțiune, să nu fiți dezamăgiți de acest aspect, dar ceea cu care Villeneuve m-a fericit mi-a fost de ajuns. Deși este doar o jumătate de film, Dune Part 1 mi s-a părut o producție pe ansamblu excelentă, cu plusuri incomensurabile la aspectul tehnic. Aici nu cred că există cineva care să cărie negativ pe partea vizuală, dar cu ceva minusuri la condensul timpului narrativ prea încărcat de informație, greu de procesat într-un timp atât de scurt, în ciuda faptului că povestea una primordială, eternele lupte pentru putere și iubire. Locul 1. Nu prea este socoteală, nu? Oare ce să fie locul 1 pentru că deja am gătat cu filmele cunoscute ale anului? Ei bine, surpriză, surpriză, este vorba despre o animație, nimeni alta decât Demon Slayer Mugen Train, un anime japonez care pe mine m-a lăsat perplex. Chiar dacă sunt un neofit în acest domeniu, povestea m-a fascinat imediat pentru că prezintă un univers extrem de complex, atât la nivel vizual cât și spiritual. Scenariul îmbină superb secvențe îndelungi de acțiune violentă și scârboasă cu scene metafizice pline de spiritualitate și de metafore în fiecare linie de dialog. Replicile mustesc de înțelepciune niponă, cuvintele sunt dulci și pline de povețe care se duc direct la inimă, iar modul în care animația redă anumite flashback-uri te va sensibiliza instantaneu, pentru că atât la nivel vizual cât și prin aspectul mistic vei fi cucerit iremediabil de frumusețea intrinsecă a poveștii. Nu vreau să vă adorm cu atâtea cuvinte frumoase, cert este că prima parte a animației, una meditativă și care abordează elementul efemer al existenței umane, dă lecții multor filme așa zis filozofice, dar care nu-s decât niște flatulații snoabe cu aer de falsă intelectualitate. Apoi animația intră în acțiunea virulentă, viscerală și scabroasă, cu un vizual destul de grotesc pe alocuri, de parcă eram adânc înfipt în intestinul gros al unui elefant. Scuzați-mi comparația. Aici imaginația zburdă fără restricții și au fost câteva momente în care subconștientul meu a preluat frâiele și am strigat fără să-mi dau seama, nu cred așa ceva. Gata. Și cam asta a fost pe anul 2021.
Să ne vedem ce ne pregătește anul 2022. Din ce se simte în aer, se pare că prima jumătate a anului nu se arată prea bună, dar vorba mortului om trăit și om vedea. Eu v-am salutat jovial, închei cu clasicul să aveți parte de Nipemi, niște pelicule minunate și sărbători fericite tuturor, să ne auzim/citim într-un an mai bun. Hai, pa!